Salutare, dragi prieteni a cărții și a lecturii! Mă numesc Cotlon Elina și sunt elevă în clasa 6-a la Gimnaziul Mihai Eminescu din Telenești. Vă propun să ascultați novela Interesul din cartea scriitorului Aurelian Silvestru, Fărâme de suflet, din cadrul proiectului de lecture Lecții de viață din prin cărți luate. Interesul. Cu ani în urmă, un grup de elevi de la Liceul Prometeu a câștigat un concurs internațional desfășurat în Franța. Întors acasă, șeful echipei mi-a mărturisit: nu suntem cu nimic mai răi decât alții, ba chiar în mai multe privințe îi depășim. Și totuși, suntem mult mai sărași decât ei. De ce oare? Ne lipsește paganismul, i-a răspuns un alt băiat. Cunoaștem foarte multă teorie, dar nu o știm să o aplicăm în viață. Noi operăm cu cifre, ei cu bani. Băiatul cu remarca a absolvit ulterior una dintre cele mai prestigioase universități din Anglia, angajându-se după facultate la o mare companie petrolieră din apus. Praganismul, deci, e arta de a te folosi de circumstanțe, pentru a-ți realiza propriile interese. În secolul al XII-lea, Genghis Khan a invadat China, descoperind o țară minunată, dar cu pământul atât de bine prelucrat, încât aproape că nu existau pășuni pentru caii și ostași oștenilor săi. Nemulțumit, Marele Khan a zis: ar fi mai înțelept să micim pe toți agricultorii, să lăsăm iarba să crească pretutindeni. O parte din mongoli s-au și apucat să-i pună planul în aplicare. Dându-și seama de pericolul care plana asupra unei dintre cele mai vechi civilizații, un sfetnic din anturajul lui Genghis Khan, admirator al culturii chineze, s-a opus acestei hotărâri și l-a rugat să-i cruțe. Să-i cruți? S-a revoltat mongolul. Un singur cal din herghelia mea prețuiește mai mult decât 100 dintre adversarii mei. Așa este, l-a susținut deșteptul sfetnic. Dar, Mărite Khan, gândește-te la faptul că un singur adversar cruțat poate hrăni și calul și călărețul tău timp de un an întreg. În ce fel? S-a mirat stăpânul. Plătind impozite, ai putea strânge o avere enormă. Dacă, în loc să-i omori, ei obliga să-ți țină în plătească bir. Dâncul sufletului, Genghis Khan era un țăran găcit și lacom, căreia nu-i păsa de cultură. Însă, schimb, perspectiva unui câștig atât de mare l-a atras imediat și el a dat ordin ca prizonierii să nu mai fie mascarați. Bun psiholog! Sfetnicul s-a cunoștea. Probabil adevărul că lumea este dirijată nu de sentimente, ci de interese. Dacă știi ce interese are interlocutorul tău, atunci nu-ți rămâne decât să te sprijini pe ele, ca să obții efectul pe care ți-l dorești. Întors din SUA, cineva mi-a povestit următoarea istorie plină de amuzament. Un scriitor care locuia în vecinătatea parcului, de la un timp nu mai putea lucra în liniște, pentru că o gașcă de copii și-a făcut teren de joacă chiar sub geamurile lui. Zilele la rând, gașca îl scotea din minți. Vecinul său a încercat să-i intimideze și să-i alunge în altă parte, dar fără nici un rezultat. Atunci scriitorul s-a oprit de ei și le-a zis: prieteni, îmi place foarte mult ceea ce faceți. Jocul vostru mă aduce cu gândul la copilăria mea, așa că vă dau fiecăruia câte $2, dar să nu vă tacă gura toată ziua. Entuziasmați, copiii și-au făcut de cap cu și mai multă energie, primind în fiecare dimineață banii promiși. În a treia zi, însă scriitorul nu le-a plătit nimic. Entuziasmul picilor a scăzut. Când a dat ochi cu ei, omul le-a mărturisit: știți, nu am bani și nu vă pot plăti, dar vă rog foarte mult să nu mă lipsiți de bucuria asta. La care cel mai răsărit a plicat: nene, știi ceva?
noi pe gratis nu facem plăceri nimănui. Și în aceea zi și-au mutat terenul de joacă în altă parte. Vă invit să meditați. Au procedat corect copiii. Vă îndemn la lectură.